Дамы Вероника Казак, не в Букурасе, скажу теперь, курсу синере, тезала тема development of digital holographic microscope for the investigation of diffractive optical elements recorded on chalcogenide glasses and also polymer thin films. Авторефераторы тут сент на инглезе. Да, ведь на лимба румын ее спят. Да, да, вот. Но он не содистрибуитель инглез. Ши, доамна Казак, аспиры пентру титул штинцифик де доктора штинци физичи. Консилиум носту ел катуи дин чинч персони. Стей. Doamna Achimova, care e concomitent conducătorul științific, domnul Sidorenko, academician, care e referent, domnul Osaki, membru corespondent Academiei de Științe, care tot e referent, doctorul Ceban, bun, doamna doctor habilitat Achimova, deci asta nu înseamnă conflict de interese, nu? Nu prea înțeleg. Da, bun. Și, păi da, după regulamentul. Și persoana mea, cu lucrurile sunt. Bine, deci. Trebuie să o prezint pe, pe doamna Cazacu, așa este. Da? Bine, eu, dacă îmi permiteți, eu mă voi ghida nu de caracterizare care e scris aici, eu mă voi ghida de faptul că suntem dintr-un institut. Doamna Cazacu o cunosc de când era masterandă, era o domnișoară foarte inițiată în ceea ce făcea, studentă foarte bună, acum sunt fericit că a ajuns la la susținere, tot ce trebuie de făcut, ea a făcut, a prezentat și la seminarii. Deci nu sunt dubii că dumneavoastră merită să acceadă la ultima treaptă a acestei perioade când trebuie să susțineți public teza. Și atunci bine, CV-ul este în teză, cine se interesează în detalii, vă rog să aveți posibilitatea să o faceți, dar ceea ce e mai important, da, acum este dosarul de atestare, care conține, din câte înțeleg eu, toate documentele, o sumă de mea, cu 120, mi se pare că și asta e tot. Dosarul de atestare include acte ce le expunem conform etapelor procedurii sus. Diverse extrase, diferință că a fost parcurs tot programul, lista publicațiilor, totul este dovezi că a participat la conferințe, CV-ul. Bun, și fără tot și poate că toți membrii comisiei sunt competenți, altfel ar fi fost o eroare. Și atunci, cred că doamna Cazacu, eu vă rog să aveți 20 minute, vă străduiți să vă încadrați în termenul ăsta, să prezentați esența. De fapt, la 20 mă trezesc, pe mine. Bun. 25. Citați-vă la mine ce ai scris. Stipulând timpul, 20-23 minute. Întotdeauna a fost 20 pentru doctor și 30 pentru doctor rehabilitație. Păi, dacă voi să vă avansă. Da, bun. Bun, până la avans mai avem, dar oricum vă străduiți să vă încadrați în 23 minute. La 5 minute nu mai răbdă. Da, la 5 minute domnul Sanche răbdă. Eu vă străduiți. Bună ziua, stimată asistență.
Išpręsime prezinčiau, jūs sunt Veronika Kazak, sunt doktorant de cadru Universității de Stat din Moldova și astăzi vreau să vă prezint teza mea de doctor, dezvoltarea microscopului holografic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe straturi subțiri de sticle calcogenice și azopolimeri. Teza mea a fost scrisă în limba engleză, de asta și consider relevant și prezentarea să fie în limba engleză. My PhD thesis contains 5 main chapters and conclusions and recommendations. Chapter 1, it includes detailed literature review on digital holography for microscopy and recording of diffractive optical elements. The purpose of the thesis. The main purpose of the thesis was to perform quantitative analysis of key parameters of different types of diffractive optical elements patterned on chalcogen glasses and azopolymer thin films, bipolarization holographic recording via improved hardware and software configurations of digital holographic microscope. The main scientific problem which was solved, the digital holographic technique increases both the possibilities of polarization holographic recording of multifunctional diffractive optical elements on photosensitive materials and the perceptivity of digital approach to microscopic investigations of the obtained elements. The current work is an important step towards increasing the availability of computational imaging methods from the hardware side, which was typically a problem. The scientific novelty and originality of the results, the improved version of the DHM software and hardware configurations has been demonstrated to be a versatile instrument for investigation of diffractive optical elements on photosensitive materials. And second, the point of originality is that analog and digital polarized holographic recording are new methods that allowed the photoinduced formation of complex diffractive optical elements on the photosensitive materials. Theoretical significance and applicative value. Today, the development of digital holographic microscopy and optical as an optical instrument is very important for the exploration, understanding, and advancement of nanotechnology and innovative optical materials. In this regard, the main focus of the work was the improvement of the microscope optical system for the investigation of diffraction gratings on a nanometer scale, and the second phases was the design of multifunctional DOIs using analog and digital methods for direct polarization holographic recording on chalcogen glasses, nanomold layers, and azopolymer thin films. We set four main objectives. The first objective was to modify the optical part of the DHM in the off-axis and phase-shifting configurations by introducing different liquid crystal devices. For this purpose, we made the phase and polarization calibration of these devices. The second objective was to develop numerical reconstruction algorithms for accurate phase reconstruction from digital holograms of diffractive optical elements recorded on our materials and their subsequent mapping of the surface relief and refractive index. The third objective was the development of analog and digital holographic techniques for one-step polarization holographic recording of different types of diffractive optical elements on photosensitive materials, and the fourth objective was to apply the developed DHM for the and the integrated liquid crystal devices for the characterization of the obtained diffractive optical elements. We have four main scientific results submitted for defense. First was the computational simulation of DHM configurations that have proved that the application of the phase mask results in the enhancement of the accuracy of a phase reconstruction. Second was the integration of liquid crystal devices in digital holographic optical system, which presumed the mandatory and important procedure of detailed phase and polarization calibration for each specific configuration. First scientific result is that analog and digital polarization holographic recording are novel methods that permit to obtain different multifunctional DOIs on the surface of chalcogen glass nanomultilayers and azopolymer thin films, which is the result of a mass transfer induced by the vectorial corrector of holography in polarized light.
And the fourth result is that OFX is a phase shifting DHM configurations with integrated liquid crystal devices are applicable for the investigation of refractive index and surface relief maps of different pattern DOIs on other polymorphic films and Calcogen glasses. Chapter 2. It includes numerical simulations and is entitled as Improvement of DHM via Development of Computational Processing. In this chapter, we described two main configurations of a DHM which were numerically simulated. First was the off-axis DHM. The main advantage of the off-axis DHM is that the face can be reconstructed from a single digital hologram acquisition, and it has a quite compact optical system as it doesn't require any phase shifting devices. To estimate the accuracy of our experiments, we calculated the root mean square error, which estimates the phase from the initial object and subtracts the phase of the object with our phase mask. And for determining the optimal parameter of a phase mask, which was introduced in our DHM, we obtained the root mean square dependence on grating angle, a period, and phase. And the best results were obtained were when our diffraction grating is rotated on an angle 90 degrees. With respect to the optical axis of our microscope. The phase reconstruction was performed using SPAR algorithm, which is a technique developed by a big group from Tampere University of Technology. We made slight adjustments to our experiment, which made it possible to apply it to our digital holograms. The main advantage of this technique is that it's based on sparse modeling of object amplitude and phase. The sparsity assumes that the basic functions such as both phase and amplitude can be well approximated by a series of small number of these functions. It uses a significantly reduced time for calculations, and it performs a very efficient noise suppression, as it was proved by our experiments. This algorithm also includes block matching 3D filter and the Palman unwrapping function, which also have proven to make a very efficient noise suppression. Here are presented the results of our computational simulations. We tested tested two main objects, the a phase step and a Gaussian beam, which were both phase objects. And as we see in the presented cross sections, the experiment with application of a phase grating with the optimal parameters gives a less noisier cross section of the reconstructed object if compared to the experiments where the phase grating was not applied. The second setup, which was numerically simulated, was the phase shifting DHM configuration with phase masks. The main difference between the off-axis and phase shifting is that the phase shifting uses a phase shifting device. Due to this, we have a reduced computational effort for the phase reconstruction. And because of the inline architecture of the setup, we utilize the full resolving power of the recording camera. For phase reconstruction from phase shifting digital holograms, we need to record four holograms with different phase shifts, with zero, half pi, pi, and 3π/2. We also record object holograms and reference holograms. Then we subsequently subtract these two results and perform the phase unwrapping. And finally, we obtain the quantitative representation of the object in 2 and 3D. For this experiment, we tested three phase masks to identify which one gives us the best results.
And the best result was obtained for the blaze grating, which gave us an approximately 72% enhancement of the phase reconstruction. Chapter 3. In Chapter 3, we describe the implementation of liquid crystal devices to digital holography. As I mentioned, the implementation of liquid crystal devices to any digital holographic setup requires the preliminary calibration of these devices. Here is presented the off-axis setup, which was used for the calibration. How actually the special light modulator functions. The phase and amplitude modulation generated by SLM originates from the movement of liquid crystal cells in different directions of the optical axis as a response to variation of a gray level map, which is displayed on the liquid crystal array. And why did we perform the calibration? Because the manufacturer does not give us the detailed data for every single wavelength that you might use for your experiments. And for calibration of SLM, we used two main algorithms, the fast Fourier transform and SPAR algorithm. Fast Fourier transform is a pretty conventional algorithm for off-axis reconstruction, while for SPAR, we decided to make the comparison between the phase modulated in the entire matrix of SLM and the phase modulated in each pixel of SLM, so that we see how the dead zones or how the spaces between pixels actually impact the phase modulation performed by this device. And for this purpose, we a special numerical algorithm was written in MATLAB software, where we cut each pixel and then we reconstruct the phase, and then we merge these pixels without taking into account the spaces between them. This way we can determine the phase modulation in the active area of the SLM. And as it is resulted, we see that the calibration curve of the entire special light modulator and its standard deviation slightly differs to the calibration curve of the active area with about 0.5 arbitrary units. This results actually prove the necessity and the mandatory form of calibration of this device. We also presented the calibration curve by the manufacturer, which is made for the 543 nanometers, but as we used 532 nanometers, it is again another reason why you have to produce this calibration for every single optical setup that you want to build in your laboratory. We also performed the polarization calibration for the special light modulator. The resulted graphs indicate that SLM output polarization state is typically elliptical. Only when 125 gray level black screen is loaded on the SLM display, it gives the linear polarization of input light. And the larger the voltage is applied, the smaller becomes the polarization modulation. Another device which we implemented in our digital holographic systems was the liquid crystal variable retarder from Medal Arc Optics. The phase retardance of LCVR is mainly controlled by the applied voltage. Why we needed to calibrate this device? Because when we integrate the LCVR in the phase shifting DHM, we need to know the exact voltages that we have to apply to the LCVR in order to perform our 0, pi over 2, pi, and 3 pi over 2 phase shift. So we made a linear approximation of the LCVR phase shift in the region of 2 and 3.2 volts versus the applied voltages, and we obtained the exact voltages that we need for our phase shift in the HM. Chapter 4.
Chapter 4, bifocal collagen glasses and other polymer thin films. Here is shown our holographic recording setup. As a result, we obtained that the diffraction efficiency of the obtained sinusoidal diffractive optical elements reaches about 33% in 50 minutes of exposure, while the exposure time, this is a result of special distribution of our diffraction maximus in for the sinusoidal diffraction grating. We have Gaussian Laguerre distribution, while for the hexagonal diffractive optical element we have Natana-Ramana special distribution. This is this is also shown in our in the picture of a diffraction pattern. So for the single for the sinusoidal diffractive optical element we have a single line distributed specially distributed maxima, as well for the hexagonal we have a specially multiplex special distribution of diffraction maximus. We also implemented analog and digital polarized holographic recording for obtaining vortex diffractive optical elements on azopolymer thin films. For this purpose, we used three different setups. First setup is the analog polarized holographic recording. For the analog recording, we used a vortex phase retarder in our setup, and as a result, we obtain a diffraction efficiency of around 25% within 12 minutes of exposure. The second recording was the single beam polarized holographic recording, where and it is a here we implemented the digital approach to recording of dyes. Here we the digital presumes that we integrate a special light modulator in our setup. As a result, we obtained a diffraction efficiency of around 3.6% in about 180 minutes of exposure. And the third recording setup was a dual beam polarized holographic recording, which is a combination of a single beam polarization holographic recording with an integrated SLM in the object arm of our optical system. And we have also a second beam, which goes for the dual beam PHR, which results in an interference pattern on our sample. And as a result, we obtained again a special, specially multiplex diffraction maximus on x and y axis in our diffraction image. Chapter 5. In chapter 5, we described the digital holographic microscope optical systems which were developed for the investigation of diffractive optical elements. First, we described the of axis DHM, which was built for investigation of collagen glasses nano multilayers. For a more accurate reconstruction of a phase from digital holograms, we record two digital holograms on our sample, on our diffractive optical elements, and a digital hologram outside in the area which was not exposed to light. In this way, we calculate both phases, and then the subtracted result is our final estimate of the phase. Here are shown our reconstruction results. First, is the topography map and cross section of DOI formed on the collagen glass nano multilayers, which was obtained in MATLAB using SPAR technique. For estimating and for evaluating the accuracy of our microscopic investigations, we also perform atomic force microscopy investigations. And
As we see on our cross-sections and on the relief depth, there are just slight differences only in the representations, because here are different softwares which are used. While informatively, quantitative analysis show our relief depth of around 100 nanometers, which we need to know. Additionally to atomic force microscopy, our approach, digital holographic microscope, offers also us the possibility to calculate the refractive index map and variation of our diffractive optical elements, as it is shown in the third picture. The second configuration of the DHM was the phase shifting DHM configuration, which was built for the investigation of DOIs recorded on the polymer thin films. Here in this setup, we integrated our liquid crystal variable retarder, which was previously calibrated. Here are shown our results. We investigated the vortex diffractive optical elements, which we recorded earlier. As we see, we obtained a fork-shaped grating, which when illuminated by the laser beam gives us the phase singularities in the diffraction in the diffraction picture of our diffractive optical elements. The obtained surface relief depth is around 250 nanometers on the when we take the x-axis. The optical element, which was obtained using the single beam polarized holographic recording, here we again see our phase singularities, or the phase or the fork shape integrating with a relief depth of around 150 nanometers. And finally, we investigated the diffractive optical element, which object arm forms our fork shape rating that gives us the phase singularities in the diffraction maximums. For this case, we obtain a relief depth of around 313 nanometers on the y-axis and 300 nanometers on the x-axis, with additional side peaks, which we presume that come from the refractive index variation. And the conclusions. Computational simulations of off-axis and phase-shifting DHM have proved that phase imaging can be enhanced using by adopting a sinusoidal phase modulation to the off-axis lensless DHM setup, with an improvement of about 30% of the accuracy. While for the phase-shifting DHM, we can obtain an enhancement when we apply a blaze diffraction grating. The precision of phase reconstruction can be improved with about 72%. The phase and polarization calibration of SLM have demonstrated that in the region of maximum phase modulation, the standard deviation of active part of SLM is 0.2 smaller compared to the phase of the entire SLM. It can be presumed that it is the outcome of the dead zones of SLM, where the laser beam is not controlled. The calibration of the liquid crystal devices show us that non-negligible errors can appear and are probable when we control this device. And the described procedures for region-by-region calibration are valuable for the future implementation of these devices in the digital holographic microscope systems. The implemented analog and digital polarized holographic recording in different optical setups have proven to be applicable one-step method for patterning vortex diffractive optical elements, which generate phase singularities with different diffraction efficiency. Analog and digital polarized holographic recording are proven to be efficient but have slight differences. Analog polarization holographic recording produces diffractive optical elements with high diffraction efficiency, while digital polarization holographic recording enables obtaining sophisticated geometries with capable of generating specially multiplex patterns. And the applicability of off-axis DHM with the SPAR technique
for the determination of DOIS parameters was demonstrated, but topography maps obtained by the HM with SPAR algorithm show that our results qualitatively match with IFM data. OFX is the HM configuration together with SPAR are applicable for the reconstruction of both topography and refractive index modulation of refractive index grating and surface relief gratings, it can be an efficient alternative and complementary method to AFM. And the proposed phase shifting HM configuration was demonstrated to be a versatile metrological tool for the 3D quantitative measurement of complex structures of diffractive optical elements, including transparent surface deformation on a nanometer scale. Here are presented the publications which are included in my work. And it is important to point out that a big part of the research was made in Germany, in the Institute für Technische Optik in Stuttgart, and in Finland, in signal processing group of Professor Karen Jazaren in Tampere University of Technology. And the most important thing is to never stop questioning, as said Albert Einstein. Mulțumesc pentru atenție. So thank you very much. Cine are întrebări, cu atât mai mult urmând recomandarea domnului Einstein, dar vă rog, puneți întrebări în orice limbă. The question is the following. How stable in time your structures after recording? 1 year, 2 years, 3 years, how stable? It is very stable in time, I have to say, because since I work at the Institute, since 2016, soon it will be 10 years, so they are still there, it's stable. You are still very young, but they have much more long time. Much older structures, I guess. Yes, they are stable in time. This is a big advantage of... Yes, I mean, this is a great advantage. Yes, because it's a direct technique for recording, and it also offers structures which are stable in time. Cum se explică din punct de vedere fizic că blazed masks au o serie de avantaje față de Fresnel? Din punct de vedere fizic? Noi ne uităm din punct de vedere experimental ce ne dau după date, după erorile care trebuie să explicați fizic. Probabil ar fi faptul că o rețea de difracție blazată, cu blaze, datorită imaginii de difracție care se obține, deci sunt mai multe puncte de difracție care noi le obținem, în aceste puncte se conține mai multe informații despre obiectul de studiu, și anume parametrii optimale a acestei rețele, care noi am determinat prin simulările numerice, anume parametrii aceștia optimali și ne oferă mai multe informații și respectiv și o eroare mai mică a reconstrucției fazei. Și a doua întrebare, cu referință la elementele optice difractive de tip de geometrie vortex. Ați descris o serie de avantaje, da, dar eficiența lor este foarte joasă, este mai jos de 1%. Întrebarea mea este dacă această eficiență permite de a realiza acele avantaje. Deci, cum am menționat și în timpul prezentării, la noi eficiența de difracție e măsurată doar în primul ordin de difracție. Deci, la noi, dacă comparăm, de exemplu, vortexul obținut, printre altele, vortexul obținut prin metoda analog ne dă o eficiență de difracție de aproximativ 25%, ceea ce e destul de relativ mult. Asta trebuie așa rezultate, ați formulat mai mult 1% de acolo. Nu, ceea ce ține de 1% este eficiența de difracție a rețetelor de difracție obținute prin metoda analog și anume cu două unde, da? Deci de aici noi obținem o distribuție spațială bidimensională, deci pe X și pe Y. Spune colegul meu, fizic nu v-ați gândit de ce anume așa? Păi zic, fizic. Fenomenul ăsta de mass transfer când el începe să fie inițiat,
până la începerea deformării acestui relief, mergem mai încet. Și cum el este pornit, deci deodată începe și eficiența să crească mult mai mult. Asta ar fi o presupunere, deci nu pot să spun bătut în cuie. Și vă întrebare, care ține de faptul că disertantul care folosește diferite turaje, ați vorbit mult despre elemente în baza cristalelor lichide. Cum funcționează cristalul lichid? Asta ați putea să ne explicați. Cristalul lichid are proprietăți atât a cristalelor cât și a lichidului. Deci atunci când noi aplicăm o tensiune pe cristal, are loc și modificarea fazei acestuia când el se mișcă. Fazei luminii care trece prin acest cristal. Dar de ce se mișcă? Pentru că aplicăm o tensiune. Bun, dar ce prezintă însăși cristalul lichid? Din ce material ai făcut? Nu am intrat în esență dispozitivelor. Mai mult am optat pentru calibrarea parametrilor care sunt necesari pentru experimentul nostru. Are legătură și ceva efect Pockels? Nu, cred. Ok. More questions, please. Tot e clar. All is clear. Domnul Vartel. Alex. Alex. Eu din Germania venit, așa că eu e cu Alex. Am fost la seminarul de departamentul, așa că da. Toate trebuie au fost acolo. Eu l-aș pune. Mai o întrebare. Arătați, vă rog, concluziile. Care? Aici. Precedentă. Uitați-vă, acolo e SPAR Reconstruction, SPAR, care e abreviatură? Ce, eu n-am sesizat. SPAR... Ce înseamnă asta? Sparse Phase and Amplitude Reconstruction. Iată, SPAR. Abreviatură, ce înseamnă? Cum se decifrează ea? Reconstrucția... Reconstrucția fazei și amplitudinii după metoda SPARS. SPARS. Рарифиатный. СПАР, рассеянный СПАР. СПАР, а потом фейс, амплитуд, реконстракшн. С – это есть как бы СПАР. Ну, в смысле… Спарс. Спарс. Слово СПАРС. А что тебя не видели при рарифиатном? Это фаза, амплитуд, реконстракшн. Ну, фактом, что здесь есть более сегменты из имагини. И есть у теории, de similaritatea imaginilor în apropiere de ele. Deci este o teorie destul de sofisticată în urma acestui algoritm. Deci se spune că dacă luăm un punct în jurul lui, un punct pe imagine, un pixel, da? În jurul lui sunt mai multe imagini care sunt similare acestui punct. Deci astfel ele pot fi estimate. Și anume estimările astea și ne dau și o reconstrucție și o estimare a fazei mult mai netedă comparativ cu metoda Fourier care am implementat. Și de acum tot citind ce ai scris acolo, dar mai liniștit, fiindcă dumneavoastră sunteți very fast, când expuneați, scrieți că deci DHM-ul ăsta ar putea fi alternativă metodei AFM-ului. Însă rezoluția care am văzut-o pe perete, adică pe ecran, era de ordinul de micrometri, când rezoluția AFM-ului e cu ordine mai mari. Poate fi alternativă din punctul de vedere rezoluția rezoluției spațiale. Pe Y, pentru că acolo adâncimea e în nanometri la noi. Da, pe X. Deci, pe X la noi X micrometri. Da, fiindcă asta se aruncă în ochi deodată, fiindcă verticală la dumneavoastră cu... Noi vorbim, bine, poate ar fi oportun să menționez rezoluția pe axa... Sigur. X, Y.
Окей, oricum aici ești microscopii optici și nu poate fi rezoluție. E optică și acolo microscopii discanale. În schimb, nu, microscopul nostru holografic digital ne oferă posibilitatea să facem calcule numerice și să estimăm indicele de refracție, care microscopul forță atomică nu poate să ne ofere. Și cred că e și mai rapid. Da? Și mult mai rapid și care ce o porțiune discanare mult care mai mare. Și cercetare. Care e sensul fizic a indicele de refracție? Iată, de ce, într-un caz, considerăm că el e 1, dar în altul, că e în apă de fel de 1,3. Pentru că depinde de mediul în care... Da, bine, dar ce descrie dacă mediul e transparent, nu? Luminație transparent, ce descrie indicele de refracție? Modificarea axei care unde electromagnetice care trece. De acord, modifică, dar ce anume modifică? Iată, lumina se propagă... În vedere fizic, la noi se modifică culoarea materialului. Nu, considerăm că culoarea e aceea. Apare pe material ca un fel de spectru, să zicem. Domnul Culiu, tu vrei să afli despre unii, cred. Nu, eu vreau să aflu despre altceva. Unghiul asta e, bun, optica clasică. De fapt, tot e optica clasică. Indicele de refracție. Când are loc modificarea indicelui de refracție, atunci unda electromagnetică care trece la noi prin material, deci se modifică și atunci are loc, la fel și, cum zice domnul Ursache, unghiul care iese din material. De unghiul de refracție. Nu, eu am vrut altceva să aud, bine, poate definiți. Nu tot se gândește, dar indicele de refracție, de fapt, descrie cum, de câte ori se micșorează viteza luminii în mediul cu tare sau cu tare. Tot. Adică dacă unda dumneavoastră de lumină merge prin sticlă, care are un indice de refracție de 1,5, viteza ei va fi de acum, nu, acolo 300 de kilometri, de mii de kilometri pe secundă. Ce 200? Asta e indicele de refracție. Nu a fost scopul nostru, măscurăm viteza. Asta nu e scopul, asta sunt cunoștințele de bază, care, de fapt, fiecare absolvent a facultății de fizică ar trebui, poate nu să citeți, să le știe. Apropo, eu în cursul care am vorbit asta, întrucât indicele de refracție, de pildă, în ghidurile de undă optică, ele nu corespund și pur și simplu materialul, de acolo, de acum se impune și faptul că e propagarea modulelor într-un fel sau în altul. Și pe noi mă mult ne-a interesat și faza care este schimbată, faza luminii care este schimbată. Faza asta tot e o chestie care ține, care se reține, și tot e reținerea unde e acolo cu un timp comensurabil cu oscilațiile unde electromagnetice. Bun, asta e așa, ca să mai discutăm. Bine, noi am terminat cu... Mai sunt întrebări? Ia, da, poftim. Aș vrea să aflu cam cât timp ia calculul reconstrucția fazei unei imagini. Olandezul Karen Igizarian. Și... From Hungary, deci Sándor Kocsi, da. Deci toate vizele ultimul din Germania, cred că. Dar Stuttgart, universitate, deci Stuttgart tot e fără obiecție. Tot neinteresant, dar bine. N-aveți ce spune, deci tot e absolut pozitiv. Interesant, dar așa trebuie. Nu, nici sigur. Надо спросить, согласны ли с этим? Да. Господин Сварок. Пойду на руку, согласен ли. И дарги с прибили, Людмила. И куфрели перфект. Вон. Акума требует с толку вынту referenților oficiali și referentul oficial primul este domnul academician Sidorenko Anatolie. Eu vă rog să...
Нкари либо требует репрезентант, либо... Нкари, нкари дурец. На любовь, на турецкую. Ну что, уважаемые коллеги, мы сегодня заслушали, на мой взгляд, очень хорошую диссертацию. Она построена логично, легко считается, хорошо структурирован материал. Но самое важное то, что в диссертации хорошее сочетание, отличная экспериментальная методика, то есть видно, что диссертант овладел хорошими прецизионными современными методиками. Ну, это неудивительно, если в рамках европейского проекта она длительное время работала в Финляндии на современном оборудовании, поэтому современные методики освоила, понимает, что она делает, вот, судя по ответам, судя по тому, как она построила доклад, хорошо понимает физику процессов и отчетливо видна практическая направленность диссертации. То есть здесь не просто практическая направленность, здесь отчетливо просматривается возможность коммерциализации полученных методик и полученных методов записи. Я хочу отметить, что здесь диссертация прошла всестороннюю апробацию. То есть у меня 4 статьи с высоким импакт-фактором, один журнал первого или там больше. Это двойная апробация. И статья, и доклад на международных конференциях, в материалах, которые опубликованы, и еще там 5 или 6 тезисов на конференциях. То есть она на 15 или 16 конференциях сделала доклады, что говорит о том, что в научном сообществе эти результаты хорошо апробированы. И поскольку она приглашалась с докладом на международной конференции, то она еще и международную апробацию прошла. Но, чтобы никто не сказал, что я не работал на диссертации, недостатки, говорится, даже на солнце можно найти. Значит, вот один существенный недостаток я нашел в диссертации, что значит, в реферате есть аннотация на трех языках, Андрей Ленин, либо румына, либо англезыши, либо роза. И структура диссертации во всех трех пишется, что диссертация состоит из 5 глав, там столько-то источников, столько страниц текста, столько-то графиков. Но во главе диссертации есть еще ссылка на аннексы. Я говорю, что работа имеет очень отчетливую практическую направленность. И аннексы являются свидетельством апробации и практической значимости диссертации. Поэтому необходимо было бы во всех трех аннотациях нужно было указать, что вот на 7, 8, 9 странице реферата, где приводятся аннотации, что диссертация состоит из 74 фигур, 61 формула и 5 аннексов, которые являются неотъемлемой частью диссертации и свидетельством, как я говорил, практической направленности результата. В целом, этот недостаток, я не считаю, что он существенно повлиял на читабельность диссертации и основные выводы, поэтому мое заключение зачитаю для стенограммы Эмилио Румына. Конклюзия референтова. База Челлер Эксклюзия, Майсус, констатат, как теза экзаменаты, дезвольтария микроскоповую холографию диджитал, пентру черчитария ельментилор оптичи, дидифракции энергистраты, пестраты и субцири, дистикли, халькогеничи, ши, азопольмей. Респонди, невеовую, ши, черинцевую, пенентати, де, аначек. Тетри, тезеля, дидокта. Яр, аутору, отчасти тезе, Вероника Казак. Мерите, конферили, оградовые штинцы, дидоктор, штинцы, физичи. Власт, пищеветати, посуды трезвиши патру, пункт здорового физика, щит технологии материалов. Вем 17, ши инвентат ла консилиум инвенти сусерии. А, респондеры ла объекции оппоненту. Требует респонд. А, я консультирую коррект суджестия для вас, для инклодиши цифра 5, анексы на аннотации, которые, в принципе, есть у партии импортанты.
А след тут, да, думаю, да, конечно. Тут. Бум, так неинтересно, ребят. Диссертация «Primul element ține de actualitate». Deși holografia este cunoscută, holografia analogică este cunoscută de foarte mult timp, aceea digitală este mai recentă, deci respectiv asta este un element al noutății. Un alt element al noutății constă în utilizarea structurilor multistratificate din sticle calcogenice și din filme subțiri de azopolimeri, care anterior nu au fost investigate. Un al treilea element important al actualității ține de combinarea a două metode, adică metodei digitale și a metodei analogice cu utilizarea, deci, luminii polarizate. Actualitatea este foarte bine descrisă în teză, eu aș spune chiar și excesiv, asta eu mi-o să am o obiecție la acest compartiment, deci, dar este destul de bine descrisă. Al doilea element ține de metodologie cercetării. Metodologia cercetării corespunde nivelul înalt pe care este cerut pentru tezele de doctorat și conține câteva elemente. Primul element constă în combinarea variantelor analogice și digitale, după cum am spus, a înregistrării holografice. Al doilea element ține de analiza componentelor de amplitudine și de fază a radiației optice în realizarea microscopiei optice, holografiei optice digitale. Al treilea element ține de explorarea tehnicilor de modelare a frontului de undă prin modelare digitală a luminii. Al patrulea element ține de utilizarea algoritmului variațional de reconstrucție, rarefiată, ceea ce și-o și-a întrebat ce înseamnă SPAR, combinată totodată cu transformata rapidă Fourier. Și toate aceste elemente, deci, sunt destul de bine descrise în teză și destul de plasă noi, ceea ce e descris în actualitate, sticle multistratificate. Iar în ultimul capitol, 5 de aceste elemente sunt deja 5. Dar și în acest caz, în descrierea figurilor, nu se face referință la această lucrare. De asemenea, nu este indicată originea figurilor 2.1, 2.6 și 2.10, 2.13, fiind neclar dacă ele sunt deduse de către, nu figurile, dar formulelor, dacă ele sunt deduse de către autoare sau sunt din surse bibliografice. În capitolul 2 sunt 20 de referințe, de la 176 până la 196, dintre care o singură referință este la lucrarea doctorandei, după cum am zis, 195. În acest context este greu de înțeles contribuția proprie, adică este greu de apreciat originalitatea acestui capitol. Ar fi fost binevenită o delimitare mai clară a rezultatelor proprii de cele preluate din alte lucrări. În capitolul 3 nu este clar specificat de unde sunt luate figurul 3.1, 3.12. În acest capitol este referință la o singură lucrare a doctorandei, 200, dar figurile respective nu se regăsesc în această lucrare, cu excepție figurii 3.11. Capitolul 4 reflectă parțial conținutul lucrării 200, dar ar fi fost util de asemenea de indicat mai clar sursele de semnă. Capitolul 5 reflectă în totalitate foarte bine conținutul lucrărilor, 12, 200 și 214, deci față de capitolul 5 nu este nicio vedere. Acolo, într-adevăr, este clar de unde sunt luate figurile și respectiv contribuția autorului. Aceste observații sunt coroborate și de lipsa listei lucrărilor publicate de către autoare la tema disertației. În disertație, cred că iar anterior era necesar de inclus, cel puțin măcar în anexe de inclus lista lucrărilor. De data aceasta lista lucrării în autoreferat este, dar în disertație nu este. E distribuit în literatură. Distribuită, dar lista lucrării e distribuită, dar m-am spus, dar în lucrare. Da, sunt referințe doar la 4 lucrări autoare. Dar lista lucrării este mult mai mare. Ok, deci în adnotare sunt menționate 15 publicații științifice, dar în textul disertației sunt referințe, după cum am spus, doar la 4 lucrări. Aceste neclarități ar fi fost eliminate de asemenea prin specificarea în concluziile generale a lucrărilor autoare. Din nou, anterior era bună,
aparatul științelor cerințelor față de o disertație. Materialul expus în rezumat corespunde totalmente și reflectă foarte bine conținutul tezei. Observațiile și sugestiile expuse poartă un caracter de recomandare, mai mult pentru viitor și nu afectează rezultatele științifice principale înaintate spre susținere, susținere și nivelul științific înalt al lucrării în ansamblu. Din conținutul tezei și modul de prezentare a materialului, putem constata că cu claritate că doamna Viorica Cazac este o cercetătoare formată cu experiență capabilă să soluționeze probleme științifice complexe. Nivelul științific ridicat al lucrării, rigurozitatea și coerența în prezentarea materialului sunt principalele calități ale acestei disertații. Consider că lucrarea dată corespunde tuturor rigorilor pentru a fi acceptată pentru susținere în ședință publică drept teză de doctor la specialitatea fizică și tehnologie materialelor. Apreciez lucrarea cu calificativul foarte bine. Nu știu dacă acum este în corespundere acest. Oricum trebuie să discutăm în comisie ulterior, deci calificativul lucrării. Poate calificativul foarte bine nu este, poate este acolo excelent. Trebuie să discutăm. Eu vă mulțumesc foarte mult. Deci, ceea ce ține de capitolele ulterioare cercetării literaturii, deci capitolul 2-5, toate imaginile sunt făcute exclusiv de către mine. De ce nu le-am citat? Fiindcă eu în teză am încercat să fac o descriere mult mai detaliată a experimentului. Uneori, pentru a publica, de exemplu, chiar și în revistă cu Impact Factor, ei taxează pentru pagini, câte pagini vrei să publici, da? Deci este destul de scump, unul la mână și doi la mână. Deci nu este foarte... Am vrut să fiu cât mai suficient în articole, însă în teză am considerat oportun să fie o descriere mult mai amplă a experimentului, de asta și sunt careva imagini care nu sunt publicate, de asta eu nici nu pot să le citesc. Adică sunt personale, dar nu au fost publicate. Absolut toate sunt făcute de mine personal. Deci, cele care au fost preluate în primul capitol, deci toate sunt citate. Am înțeles, adică ele sunt... sunt proprii, dar nu au fost publicate. Nu toate au fost publicate, da, deci... Și ce țin de formule, majoritatea ele sunt, poate dacă nu-i pus lângă formulă de unde sunt preluate, deci mai sus în descriere sigur că este de unde e luată această formulă. Dacă ea nu este dedusă de mine, dacă e dedusă de mine... Da, tot e de putere, da. Bun. Atunci ofer cuvântul domnului Țibat. Mulțumesc. Deci am să fac un rezumat la analiza mea. Apropo, vis-a-vis de noutatea, de rezultatele obținute, cred că articolele publicate de doctorandă vorbească despre ele. Ce s-a evidențiat pentru mine în teză este faptul că avem o teză experimentală în care este foarte mult aparat matematic și chiar dacă metodele folosite au fost doar adaptate, asta necesită o înțelegere foarte profundă și foarte bună a unui aparat care mai mult ține de matematică. Și ce a fost impresionant în asta, că acest aparat e funcțional, el lucrează și că în capitolul 5 noi am putut să vedem și rezultate care lucrează în practică, da. Pentru mine asta a fost atu tezei. La nivel de obiecții, mai mult care le-am eu sunt tehnice, ce ține de abrevierile în auto, în referatul, în rezumatul tezei, probabil există vreo una, două scăpări, nu știu, ar fi bine de revizuit asta. În rest, concluzia mea este că doctoranda Veronica Cazac merită conferirea gradului științific de doctor în științe fizice. Bun. Sunteți foarte concret și succint și bun. Dar se repede, nimeni n-a insistat să citească de la și până la ceea ce e scris acolo, ceea ce înainte se practica. Bine, acum dezbaterele științifice.
Oricine cine în sală, vă rog să manifestați inițiativa. Da, da. Da, конечно. Ну, прежде всего, что касается микроскопа. Дело в том, что атомный микроскоп, ну, конечно, он берет и нанометры, но поскольку, когда мы производим эти дифракционные элементы, то нанометрические искажения, которые образуются в результате на структуре, световая волна их практически не чувствует, потому что они меньше длины волны, и поэтому не так это важно. То есть нам было важно атомный микроскоп для того, чтобы выяснить среднюю величину этих максимум, или там груз этих, которые получаются. Это было, это первое. То есть там, тут сравнение не совсем, то есть каждый имеет свою, как говорится, область применения. Микроскоп наш, он позволял измерять сразу большое поле зрения, в отличие от там, атомного микроскопа, и это более оперативно, и потом атомный микроскоп, как известно, что это не каждому доступно, то есть надо ждать время, и что-то бла-бла-бла. Это первое, что касается разрешения по вертикали и по горизонтали. Дальше должен сказать, что Вероника не очень четко, значит, подчеркнула, что эти все элементы, которые записали, это были прямой записи. То есть не нужна была никакая постобработка. И эти элементы сохранялись довольно долго. У нас есть несколько лет уже, ну лет 6-7, наверное, элементы, которые стабильны до сих пор. Они, эти дифракционные решетки, блестят, как будто бы они только что записаны. То есть тут насчет вопросов, которые стабильность, достаточно хорошо. То есть это рельеф, это не изменение показателя преломления или это изменение, значит, потемнение, просветление. Это и еще там, значит, цветные и прочие изображения, это вообще неподъемная задача. Поэтому пришлось применить такой механизм, или такой, значит, этот метод SPAR, который позволяет сокращить это время и убыстрить обработку информации. Что я еще хотел? Ну, пожалуй, что. И, значит, то, что Вероника действительно. Что касается самого диссертанта. Это вот негатива мы там. Профессор Акимов. Одно слово можно сказать. Конечно. Вот. То есть она проявила очень большую настойчивость в написании. То есть обработки этих всего материала, написать его, сделать редакционную такую огромную работу. Это все сделала она сама практически, ну не знаю. 70% точно это все. Не буду, конечно, говорить, что это больше, но 70% все это было сделано. Осталось только было подкорректировать и, значит, как-то вот выводы там и прочее. Все остальное она сделала сама, так же, как и очень много работы экспериментально она тоже сделала. Освоила вот этот MATLAB, LabVIEW, и, в общем, установки работали под ее управлением. Вот все, что я сказал. Спасибо. Cine mai dorește să iei cuvântul? Bine, haideți, deci. Bine, dacă eu aș spune câteva cuvinte, fiindcă deci eu am avut onoarea să fiu ну, să fac cunoștință de aproape cu lucrarea de mai mulți ani în urmă a doamnei Akimova, care e conducător științific. Și, într-un fel, cu toate că n-am citit lucrarea, eu recunosc așa definitiv, îmi dau seama de volumul mare care dumneavoastră l-ați executat. Și sigur că asta de acum e calitativ, un nivel calitativ nou, comparativ cu ceea ce era la dumneavoastră lucrare. Că aici s-a făcut în așa 2-3 ani, în 3 ani, cred că. Când a fost asta? Când 19. Da, nu, можно вычислить din gurturi și se balele. Вот, trebuie 3 года. Bun, în al doilea rând, sigur că, Veronica, ați expus perfect în engleză tot ce s-a făcut în lucrare, v-ați încadrat în 23 de minute, iată, și bună plăcere era de a fi prezent la susținerea asta, felicitări și dumneavoastră, cu toate când de vreme, că să mai fie votul, cine știe, iată, și conducătorul științific. Deci, impresia cea mai plăcută. Mersi, mulțumesc.
Acum dumneavoastră trebuie să spuneți ce gândiți despre... Domnul președinte, toți membrii comisiei trebuie de explicat păreri... Nu, acum... Acum, acum, acum totul, totul s-a schimbat. Noi suntem după metodă nouă. Acum doamna Achimova va continua discursul domnului Abaștu. Ну, я хотела сказать, что уже здесь отмечали, я еще раз хочу отметить очень большую, как сказать, преданность Веронике вот этой работе, работе и экспериментальной работе, и то, что касается написания диссертации. Действительно, я уже говорила на заседании департамента Дипрофил, что вот эта цифровая голография, кроме того, что поляризационная голография, это для нашей лаборатории было достаточно новое направление. И когда Вероника в 2016 году пришла, то есть у нас еще тоже не было большого опыта в этой области, и ей пришлось очень многое осваивать самостоятельно, особенно что касается софта, расчета всех вот этих записанных голограмм. Кроме того, что использование новой базы экспериментальные, то есть использование всех этих новых приборов и устройств, которые вот она применила в своей диссертации, это тоже, это все новые шаги были для всех, для нас, и поэтому ее вклад здесь очень большой, потому что многие вещи она осваивала самостоятельно. То есть тут, тут очень большая работа, самостоятельная работа и экспериментальная, и в смысле оформления всех как работ, которые были опубликованы в таких хороших журналах, так и написания самой диссертации. Что я только хочу добавить, что большой вклад, я как научный руководитель, конечно, только я имею слово, но вот Владимир Георгиевич он сам взял себе слово, но я хочу сказать, что очень большую часть работы он разделил со мной, и, ну, и не только даже по руководству Вероникой, а потому что первый голографический цифровой микроскоп в нашей лаборатории сделал Владимир Георгиевич. И вот именно эта конструкция, она уже, конечно, была переработана на протяжении этих лет много раз, но он все равно, что касается особенно схемы техники, всего, он все время курировал и помогал Веронике в этой работе. Ну и потом уже в самой, при написании диссертации он, конечно, тоже очень большое внимание уделил прочтению всего, исправлению различных неточностей, ошибок и всего. Поэтому я должна разделить свое научное руководство с Владимиром Георгиевичем по поводу этой работы. Получайте деньги. Поэтому вот... Ну вы как-то их поделили. Поэтому вот я как бы очень довольна, и мне... В самом деле, то, что вот в конце Вероника дала эту цитату, она в самом деле, это такая работа, которая на перспективу, она дает очень много направлений для вот наших, допустим, лабораторий, нашей группы, для того, чтобы дальше двигаться вперед в овладении и в использовании вот этих дифракционных элементов и этих всех новых методик. Поэтому я призываю вас поддержать эту работу. Ну, вы тоже будете. Спасибо. А, тогда я позволю себе тоже еще несколько слов, тем более, что по этому Дадзебау это возможно. А, ну, вот то, что Владимир Георгиевич, человек самой высокой квалификации и очень уважаем в институте, и всегда есть так называемый гамбургский счет, который не является функцией от званий и титулов. Поэтому вот, я не премину воспользоваться этим случаем, сказать, что то, что согласно там, известному постановлению правительства, перевод людей в зависимости от возраста на долю, на очень небольшую долю зарплаты, это просто идиотизм. И мне очень жаль, что такими вещами занимается Министерство эдукации в Черчилле. Ну вот, значит, такая характеристика. Вот, можете передать. Мы вообще-то не это знаем. Вот, теперь
Спасибо, Елена Александровна. Владимир Георгиевич, да, пожалуйста. Если можно, я хотел пару слов сказать. Значит, как официальный оппонент, я анализировал диссертацию, высказал свое мнение о диссертации. Я хотел добавить еще впечатление о самом докладе и о диссертации. Дело в том, что, знаете, есть очень хорошая пословица. Если ты видишь хорошего ученика, значит, у него за спиной хороший учитель. Ну, это как раз вот тот самый случай. То есть есть глубокое понимание. То есть достаточно молодой исследователь, но меня приятно... Очень молодой исследователь, вот, что достаточно. Ну, не обижайте, что совсем молод. Но то, как человек понимает проблему, то есть она хорошо знает физику. Но меня удивило, приятно удивило, точнее сказать, что девушка так освоила экспериментальные методики, достаточно изощренные. Причем она очень хорошо понимает эксперимент. Вот она три метода записи графической привела, понимает разницу, объясняет, в чем преимущество одного другого метода. То есть это говорит о том, что человек находится глубоко в теме, хорошо понимает, что делает. И это залог того, что человек будет расти дальше и будет получать новые результаты. Поэтому вот мы сегодня видим уже состоявшуюся коллегу. Она, вот, ну, после того, как проголосуем, можно смело возразить, что фрау доктор наша коллега. И это из Германии тоже. Да. Так вот, значит, я, безусловно, конечно, призываю коллег проголосовать «за», потому что здесь мы очевидно видим, что уже состоявшийся физик, исследователь, который видит за рамки представленной работы достаточно широко, высказывается, как я говорю, что учителя хорошие, и то, что человек работал вот в родной нашей Финляндии, где мы работали тоже не один год, так что было где приобрести современный опыт точного эксперимента. Поэтому я, безусловно, и сам проголосую за, и призываю остальных, что состоявшийся коллега физик. Спасибо, Николай Сергеевич. Прежде чем я проявлю невежливый призыв к коллегам, присутствующим здесь, я хотел бы добавить, что очень важным моментом, который отметил научный руководитель, это преданность. А теперь я зачитаю, чтобы вы не думали, что это от меня идет. Мембри комиссии де докторат серетрак пентру делибера шедечиде асупра квалификативу. Университет Дистат Дин Молдова, школа доктора Луштинси Аленатури, процесс вербал номеру 2. Чем я вас приму? Дин 21 декабрь, ану курент, 2023, алшединси комиссии де докторат, привин конферирия титулу де доктор, че атрибуиря квалификативу тези де докторат. Комиссия де докторат, ин урматуария компоненция. Клюк Леонид, Институт физика аппликаты, президенте АЛ комиссии де докторат. Акимова Елена, доктор хабилитат, инженер физичи, конференциар, терчатор, Институт физика аппликаты, университет Дистан Дин Молдова, кондукатор штинцифик. Сидоренко Анатолий, академичан, доктор хабилитат, инженер физико-математичи, Институт де инженерии электроники и нанотехнологии, Дмитру Гицу, университет техника Дин Молдова. Eu cred că aici trebuie să fie scris Universitatea Tehnică a Moldovei. Asta e acea diferență care între Universitatea de Stat și Universitatea Tehnică. Referent. Ursache Vecislav, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar, cercetător, Centrul de Științe și Testare a Materialelor, Universitatea Tehnică din Moldova, a Moldovei, pardon, referent. Și Ceban Victor, doctor în științe fizice, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova, referent. Deci, această comisie a evaluat teza de doctor în științe fizice cu titlul Dezvoltarea microscopului holografic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe straturi subțiri de sticle calcogenice și azopolimeri.
elaborate de către Cazac Vernica și a constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor regulamentare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezilor de doctorat. 2. Membrii comisiei de doctorat au evaluat teza cu titlul Dezvoltare microscopului fotografic, aici în două limbi. Deci eu consider că acum nu ne exersăm în pronunțarea în engleză denumirii, deci dezvoltarea microscopului holografic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe straturi subțiri de sticle calcogenice și azopolimeri și i-au atribuit calificativul excelent. 3. Membrii comisiei de doctorat au votat conferirea titlului de doctor în științe fizice autorului tezei, Cazac Veronica, după cum urmează, pro 5, contra 0. În temeiul acestora, comisia de doctorat a decis a atribui calificativul excelent tezei de doctor în științe fizice cu titlul titlul de două ori, iarăși, development, dezvoltarea microscopului holografic digital pentru investigarea elementelor optice de difracție înregistrate pe straturi subțiri de sticle calcogenice și azopolimeri, elaborate de către Cazac Veronica, și a conferit titlul de doctor în științe fizice doamnei Cazac Veronica. Mai jos scrie președintele comisiei. Nu? Acum asta e mai bursă. Mulțumesc pentru atenție, felicitări! Bine. Deci acum, cred că e tot. Ultimul cuvânt. A, ultimul cuvânt. Nu, nu chiar ultimul, deci cuvântul meu astăzi. Domnul Sărbea. Ce-o că am scris un mesaj de gratitudine, pentru că mai timp emoțiile o să fac să uit. Să mulțumesc pe cineva. Deci, recunoștință și mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către doamna doctor habilitat Elena Achimova, sub îndrumarea științifică care am elaborat teza de doctor și pe persoană în care am găsit un mentor foarte valoros, cumpătat și mereu disponibil. Rigoarea sa intelectuală, sugestiile, rectificările, sfaturile, gândirea critică și ridicarea au dus un aport esențial acestei lucrări. De asemenea, mulțumirile mele speciale merg către colegii mei, Vladimir Abașkin, Alexei Meșalkin, Alexandru Prisăcar, Constantin Loșmanski și Igor Șefcunov, care e de Finlanda, pentru timpul consacrat prezentului studiu, pentru dăruirea și sprijinul oferit în permanență, pentru ghidarea practică și științifică și, nu în ultimul rând, pentru entuziasmul insuflat pe parcursul elaborării acestei lucrări. De asemenea, cu deosebită recunoștință vin față de toți membrii Comisiei de Îndrumare, domnul Culiuc, domnul Sidorenko, Victor, domnul Ursache, pentru timpul acordat în diferite etape ale procesului de susținere a acestei teze și pentru disponibilitatea de participare la susținerea tezei mele de doctor. Și aduc respectoase mulțumiri distinșilor mei profesori, doamna Valentina Micorici, domnul Chetruș Petru, domnul Caraman Mihail, de la Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul USM, pentru cunoștințele dobândite în perioada studiilor și care au stat la baza formării mele profesionale. Și desigur vreau să mulțumesc mult familiei mele care m-a susținut în toate momentele dificile și mi-a fost mereu alături. Le mulțumesc și mă închin părinților mei pentru afecțiunea și ajutorul necondiționat, pentru toate sacrificiile care au făcut posibilă realizarea acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Felicitări! După ce încheiți să vă spun. Bun, deci... Încă o dată felicitări și mulțumim pentru cuvintele spuse. M-a impresionat faptul că ați adus mulțumiri profesorilor de la universitate, doamna Nicoriț, tot respectul. Iată și tot s-a făcut.